Noile imagini au fost realizate zilele trecute, antrenorul Universității Craiova și iubita sa fiind surprinși pe stradă. Cei doi nu mai au nicio problemă să se afișeze împreună, în văzul tuturor, dat fiind că relația lor a devenit oficială. Astfel, într-o zi mucorută și rece a lunii noiembrie, care tocmai este pe cale să se încheie, Laurențiu Reghecamp și Corina Caciuc au fost filmați și fotografiați împreună. Inițial, iubita lui Reghe a fost surprinsă de paparații de la Cancan Ro, în timp ce pleca de la locuința lor către un restaurant. Aici avea să se întâlnească cu o prietenă. Corina Caciuc era îmbrăcată lejer, așa cum se poate vedea și din imaginile surprinse. Purta o pereche de colanți negri și un tricou roșu, iar pe deasupra îmbrăcat o geacă neagră, de toamnă-iarnă, în ton cu vremea de afară. Un detaliu ridică semne de întrebare, în imaginile surprinse nu se vede burta de gravidă. După câteva minute, în timp ce Corina Caciuc se întreținea cu prietena sa, în locație și-a făcut apariția și iubitul ei. Laurențiu Reghecamp și-a făcut apariția la restaurant, iar după câteva minute, cei doi s-au retras. Antrenorul Universității Craiova și Corina Caciuc au fost fotografiați, în timp ce se îndreptau spre parcarea în care se afla mașina. Se țineau de braț, zâmbind și sporovăind, așa cum fac doi îndrăgostiți, conform Cancan Ro. Conform informațiilor apărute în presa mondenă, Corina Caciuc este însărcinată cu un băiat. Acest lucru a fost confirmat cu prilejul celui mai recent control medical. Corina Caciuc ar urma să nască în lună mai a anului viitor. Iar dacă lucrurile vor evolua normal, nașterea ar urma să aibă loc undeva între 15 și 20 mai. Despre Corina Caciuc se știe că are 29 de ani și conduce, ca directoare, o companie de afaceri pe relația China-România. Iubita lui Reghe este licențiată în management, facultate pe care a început-o în Dubai și a finalizat-o în România. De asemenea, ea mai are un master în afaceri pe care l-a obținut la Universitatea Cambridge din Marea Britanie.